Bună seara, prieteni! Prieteni, Riza, penalul Riza, a început să deranjeze rău de tot. Eu vă mulțumesc vouă, în primul rând, pentru că să știți că datorită vouă, datorită faptului că sunteți atenți la dezvăluirile mele, datorită faptului că ele contează, că ele înseamnă adevăruri nespuse, și iată că sunteți din ce în ce mai mulți. Nici nu știți cât deranjăm, prieteni. Eu și cu dumneavoastră, da. Asta e. Pentru că... Vedeți? Toate dezvăluirile astea despre procurorii ăștia nenorociți care și-au bătut joc de această țară, de voi, care au făcut dosare la comandă, golanii ăștia, Stoianoglu, Popov, Flocea de la CNA. Cum mai e în funcție acest Ruslan Flocea la CNA? Când v-am dezvăluit aseară, toată această clică mafiotă care conduce Centrul Național Anticorupție, unde în seara asta Popov a ajuns acolo în arest 20 de zile. Păi, prietene, la arest de lux, golanul ăsta de Popov, care a spunea că e rușine că a făcut parte din acest sistem 24 de ani. Păi mă, nenorocitule, când făceai dosare la comandă, când închideai lumea până drept și distrugeai familii, tu cu Stoianoglu și cu vagabonzii ăia de la Ciocana, Igor Popa și cu Caracuian de la Pece Cox, tu ai tupeul să spui asta? Tu nu știai sistemul ăsta, este Popov? Ați înțeles, prieteni? Golanul ăsta nu știa că sistemul ăsta erau chiar ei. Sistemul ăsta represiv. Sistemul ăsta mafiot care a pus stăpânire pe tot ce înseamnă procuratură în țara asta. Prieteni, vedeți? Iar acum stă într-un arest de lux acolo, că acolo e lux la CNA în arest. Vă zice Rize, izolatorul CNA. Păi mă, golanule, tu trebuie să stai la 13, mă, să nu merg în Dacia, așa cum am făcut și eu și cum au făcut mulți oameni nevinovați. Nu să stai în puf acolo, mă, nenorocitule. Păi e posibil așa ceva? Să nu-l duceți acolo cu mulțime? Păi el să-l țineți izolat, să-i dați telefon mobil? Păi i-a dat Flocea deja am informații. Ruslan Flocea i-a pus la dispoziție în izolatorul CNA și telefon mobil și să se simtă omul bine ca acasă. Să comande mâncare de unde vrea, de la ce restaurant, că bani are golanul ăsta, că va fura de va rupt. Păi vă mai zice penalul Riza că mai are un frigider la Mălăiești. Știți asta, domnilor procurori care îl anchetați? Stimată doamnă procuror, care ați reușit să-l băgați în izolator, știți? Puneți-i sechestru urgent pe frigiderele astea. Că golanul ăsta era mare investitor în agricultură. Puneți-i sechestru pe terenurile lui taicăsu, ale lui socrăsu. Puneți-i sechestru pe frigiderele astea de la Mileștii Mici și Mălăiești. Vagabondul ăsta de Ruslan Popov, care în 2015, stimați cetățenii ai Republicii Moldova, intrați pe internet că o să găsiți, dar nimeni nu vă zice cine era la volan, conducea un BMW X5, ultimul model, și era beat mort în mașină și a intrat în două mașini parcate regulamentar în zona bulevardului Ștefan cel Mare. A pierdut controlul volanului, dar știți de ce? Că era cu Galina Bostan, amanta lui, în mașină. Da, fostul pretor al preturii Ciocana, actual angajat al Agenției de Servicii Publice. Da, Galina Bostan. Păi să-ți fie rușine, mă, Popov, și să fie rușine, să le fie rușine celor de la poliție, de la Inspectoratul General, Cafcaliuc și toți golanii ăia care erau atunci și care i-au mușamalizat dosarul. Că un om normal, dacă era în stare de ebrietate avansată, așa cum era nenorocitul ăsta de Popov, și făcea accidentul care l-a făcut, păi avea dosar penal și,
putrezea în pușcărie, prieteni. El s-a mușamalizat totul. Găsiți accidentul pe internet, dat de știrile, mi se pare că ProTV-ul, da, îl mai are pe servere și nimeni nu spune cine era la volan. Nu vi se pare curios? Ha? Dar toată golanul ăsta de Popov, că vorbesc de el, nici țigara nu pot să-mi o aprind cum trebuie. Da. Vedeți, prieteni? Asta e țara vagabonzilor. Și vă spuneam la începutul intervenției mele că deranjăm, eu și cu dumneavoastră, cei care sunteți atenți aici la dezvăluirile pe care le fac. Prieteni, mâine seară era programat o emisiune, fusesem invitat pentru a doua oară la acel canal de televiziune online, Faces TV. N-am nimic cu domnul Rustan, cel care mi-a spus că este proprietarul acelui post de televiziune online. Și care, după prima emisiune pe care am avut-o, prietene, acum 3 săptămâni, o știți, e postată la mine pe YouTube, care a fost un real succes, cel puțin așa mi-a spus domnul Rustam, gazda emisiunii unde am fost invitat, moderator fiind și cel care conduce această televiziune online. A doua zi mi-a mulțumit pentru că, a doua sau a treia zi, m-a sunat special să mulțumesc pentru că numărul de urmăritori al postului de televiziune Faces TV online a crescut cu 6 sau 7 mii de oameni. Și a zis, asta vi se datorează doar dumneavoastră, domnule Rize. I-am mulțumit, i-am spus că până la urmă ne-am ajutat reciproc, nu? Pentru că, după cum știți, eu n-am dreptul, nu sunt invitat la niciun alt post de televiziune din Republica Moldova. Pentru că, da, Rize face rating și Rize spune multe. Multe adevăruri care deranjează. Pentru că asta e. Spun lucrurilor pe nume și deschid ochii moldovenilor. Și vedeți, ei vor să vă țină în continuare sub talpă. Vor să vă țină în continuare la un anumit nivel, mediu. Vor să vă țină în continuare neinformați. Și să stați așa cu lumina stinsă, cu ghilimelele de rigoare, fără a afla adevărurile despre cei care și-au bătut joc de dumneavoastră. Prieteni, acum 15 minute m-a sunat domnul Rustam să-mi spună că a primit nu știu ce telefoane, nu mi-a spus de unde. Și că e mai bine să amânăm o perioadă, că a fost întrebat, domnule, de ce îl promovezi pe astea, pe rețeaua de Facebook, pui postările lui Rizea. Vedeți? Postări care au sute de mii de vizualizări. De vizualizări, uitați-vă, incredibil, incredibil, sute de mii, da, prieteni? Vedeți? Asta e. Deranjăm. Prieteni, nu e nicio problemă, eu înțeleg foarte bine. Nu e domnul Rustam de vină. Nu înțeleg, vedeți, exact motivul pentru care voi aici niciodată n-ați spus lucruri pe care le știați și pe care doar Riza a avut curaj să le spună. Pentru că Riza n-are nicio sfoară în spate. Asta e diferența. Pentru că Riza nu depinde de, nu știu, nu e funcționar public, n-a fost angajat la stat, n-are rude, n-are cumetri, nănași, fini. O nebunie, n-are pe nimeni, nu pot să mă aprindă cu nimic. Ați înțeles? Să mă agațe cu ceva. Pe unii au cum să-i agațe. Și de asta n-ați avut curajul. Pe mulți dintre dumneavoastră vă închideau firmele. Vă, nu știu, beneficiarii, furnizorii, vă stricau tot. Mai aveați vreo rudă angajată la stat, o dădeau afară. Trimiteau fiscul peste voi. La Rizea n-au ce să trimită. N-au ce să-mi facă. Vedeți? De ce are Rizea curaj? Asta e, prieten. Și îl înțeleg pe domnul
acesta de la Faces TV, care mie mi-a făcut o impresie foarte bună. Și dar îmi pare rău că, așa cum îmi spunea la început, că doar el decide în televiziunea sa, până la urmă, mulțumindu-mi pentru ratingul pe care l-am făcut, pentru suportul de vizualizări pe care l-am adus acolo, numărul de urmăritori, mii în plus, asta e, până la urmă, are și el niște sfori, din păcate. Prieteni, puterea suntem noi. Singura noastră posibilitate să ne vedem aici pe online. Aici pe Instagram, pe Facebook, pe Mihai Cristian Rizea, noul meu cont de Facebook, pe care l-ați văzut, cred că aveți, mă puteți găsi ușor, pe Spovedania lui Rizea pe Facebook și pe YouTube, pentru că YouTube-ul rămâne cel mai permisiv și, într-adevăr, acolo putem să ne vedem, să dialogăm. Am dat drumul la comentarii pe YouTube, Spovedania lui Rizea, așa că, prieteni, fiți cât mai mulți alături de mine în această bătălie grea, pentru că, vă spun, am un proiect, vreau să-l prezint mâine seară, pentru ceea ce înseamnă Bălți, orașul viitorului. Pentru că, da, vreau să demonstrez că, iată, conexiunile pe care le-am la nivel internațional, sunt singurul politician din România care a fost primit de actualul primar al Parisului, Anne Hidalgo, prima femeie din istoria Parisului primar, și care anul viitor candidează la alegerile prezidențiale din Franța. Și mi-a făcut onoarea să ne vedem acolo la sediul primăriei și să mă susțină atunci când eram încă în poziția de a candida pentru primăria sectorului 5. Și scrisoarea publică pe care o găsiți pe www.spovedanialuirizea.com, pe acest site, scrisoarea publică pe care Anne Hidalgo mi-a adresat-o, adresându-se unui prieten, da? Cher ami, da? Cine o vedeți, e în limba franceză și o găsiți pe internet. Da? Vreau să fac multe și atunci, la sectorul 5, n-am avut ocazia, pentru că nu m-au lăsat să candidez, mi-au inventat și mi-au fabricat acel dosar. Eram cotat pe primul loc în toate sondajele, la distanță mare de locul 2 și locul 3. Da? Asta a fost cu două luni înainte, mi-au interzis. Acum, nu știu, aștept încă de la Comisia Electorală Centrală să valideze înscrierea mea de ieri la Comisia Electorală de Circumscripție de la Bălți. Le e frică rău de Rizea, prieteni. Și de ceea ce poate să facă Rizea din Bălți. Poate să facă într-adevăr un oraș. Un oraș în care bătrânii să nu se mai simtă singuri și neajutorați, pentru că e un oraș preponderent îmbătrânit ca vârstă. Tinerii să nu mai plece de acolo, cei care mai sunt în Bălți, și să le putem oferi locuri de muncă. Și ce este mai important, am soluția pentru educație, pentru ca fiecare copil să beneficieze de o educație adecvată, fiecare copil să beneficieze de un mijloc, de o tabletă, de un iPad, pentru a putea să acceseze informații și a putea să se dezvolte, mai ales pe timpul acestei pandemii, să poată să-și ducă, chiar și online, dacă nu poate fizic, să meargă la școală din cauza condițiilor acestui COVID-19, să poată să-și ducă studiile la final, să poată să, nu știu, să devină într-adevăr un tânăr apt pentru societate, un tânăr care să realizeze ceva în viață. Asta îmi doresc acolo să fac la Bălți. Și o să vedeți, și o să vedeți ce investitor, ce proiect mare am, fără să cer bani de la guvern. Nu-mi trebuie niciun leu de la guvern. Îmi trebuie doar să-mi accesez relațiile pe care le am la nivel internațional. Și o să-i vedeți pe acei oameni aici, la Bălți. Da, oameni care poate i-ați văzut doar la televizor, i-ați văzut în reviste străine, i-ați văzut, nu știu, ați auzit de ei în lumea asta. Și o să-i vedeți că ei vor veni pentru Rizea, acolo în orașul Bălți. Da? Prieteni, facem revoluție. Ascultați-mă. Veniți lângă mine, veniți lângă partidul pe care eu îl reprezint, partidul politic noi, lângă partenerul meu politic, Vladimir Dachi, și haideți să schimbăm mentalitatea moldovenilor. Haideți să demonstrăm că putem face. Pentru că asta îmi doresc, să demonstrez că aici, în Republica Moldova, un oraș ca Bălți, poate fi
un hub regional, poate fi într-adevăr o capitală a Nordului. Prieteni, aici e forța voastră, pe online, unde vă întâlniți mereu cu mine, de 2-3 ori, 4 ori pe zi chiar. Voi fi cât mai activi, chiar dacă poate timpul uneori nu-mi permite, dar e singura noastră șansă de a ne face auziți. O seară bună tuturor, prieteni!